iubită biserică, sunt lucruri în viață pe care oricând le-am programat noi, știm că Dumnezeu este în control. La fel cum n-am programat să cânt împreună cu frații în această seară, nu m-am programat nici să predic ceea ce voi predica. Dar dacă nu o să fie convenabil să vorbiți cu fratele Alin, că el a ales textul. Și Biblia spune în psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaun. Despre scaune vreau să vorbesc în seara aceasta. Despre scaune. Știți, parcă mai demult când aveam bănci, eram parcă mai uniți. Acum, de când aveam scaune, parcă e mai greu un pic. Parcă e mai greu. Doamne, fă o unire în toată America și toată România. Iubiții mei, vreau să încep cu scaunele din cer în această seară. Doar le amintesc întâi cât în Evrei 4:16, Biblia spune de un scaun la care putem apela de multe ori, în necazuri, în probleme, în fel și fel de situații limite. Dacă poți, te rog să afișezi foarte repede, Evrei 4:16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Este acolo în cer un scaun care se numește scaunul Harului și de multe ori când ne-am apropiat am simțit cum a curs Har din partea lui Dumnezeu. Și dacă suntem aici, este Harul și bunătatea Lui. Asta noapte când noi dormeam, El a stat treaz și ne-a pregătit binecuvântări. Asta înseamnă Har, lucruri pe care nu le putem cumpăra, nu le putem merita. Am văzut și la voi o mulțime de taxe, o mulțime de asigurări. Îi spuneam soției că America, the beautiful, is beautiful only when you look at the photos. Da? Numai când te uiți în poze, e mai mult America frumoasă. Când te uiți la biluri, deja devine un pic de nightmare. Da? Dar să știți, iubiții mei, că deși sunt multe impozite, multe asigurări, acum dacă americanii ar pune impozit și pe aer, și românii la fel. Însă este cineva care ne dă aerul gratis și ăsta e Dumnezeu. De 22.000 de ori respirăm în 24 de ore. Nu-i har ăsta? Nu știu dacă a stat de vorbă în COVID cu cineva care nu a putut să respire. Am fost sunat într-o dimineață de 12 ore. Când m-am trezit am văzut 12 apeluri pierdute. Am sunat înapoi și am auzit pe un om care vrea să se mărturisească. Și a așteptat până în ultima clipă și a mânat mărturisirea aceasta. Și așa făcea. După ce am luat mărturisirea acelui om, după ce am închis telefonul, am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru aer. N-am știut ce valoare are aer. La scaunul ăsta al Harului, iubiții mei, primim bătăi ale inimii 115.000 de ori în 24 de ore. Și dacă nu vi se pare minune asta, vorbiți cu un om care are stent pus sau care are operații făcute la inimă, care au stat 6-7 ore. Tot la scaunul ăsta al Harului am primit copii binecuvântați și sănătoși. Suntem plecați de 3 săptămâni de acasă și nu trebuie mult să lăcrimăm decât să ne uităm câte o poze cu pruncii. Dar la oricâte poze te-ai uita, mulțumesc Domnului că avem 7 copii sănătoși acasă. Însă sunt familii care n-au copii sănătoși. Iubiții mei, noi ne-am obișnuit cu Harul, ne-am obișnuit cu binecuvântările. Însă să știți că la Marie Curie în București sunt mame cu copii bolnavi de cancer. De multă vreme. Noi în familia extinsă avem 2 copii cu probleme născuți și ne rugăm și postim aproape zilnic. Este un har care încă curge. Și Biblia, când spunea o cântare, Harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Știți de ce? Nu din cauza scaunului, ci din cauza celui care stă pe scaunul acesta. Și ăsta e Mântuitorul nostru. Că știi cum e? Când nu te costă nimica, așa privești de ușor, dar pe El l-a costat ceva. Cu sângele Lui a plătit prețul. Și atunci când noi venim în rugăciune, când noi venim cu lacrimi, cu o problemă, bineînțeles că de la scaunul acela mai curge har. Un alt scaun care este în cer, iubiții mei, nu ne-am dorit să ajungem acolo, dar Biblia spune ceva interesant. 2 Corinteni 5 cu versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup.
Așa de groasnic e scaunul ăsta încât în Apocalipsa 20 spune Biblia că atunci când noi vom intra în fața acestui scaun, pământul și cerul vor fugi. Deci pământul, cât e el de mare, nu va putea suporta grozăvia și judecata care se va face. Și tu, un simplu muritor, va trebui să intri. Iubiții mei, provocarea care am pentru dumneavoastră, indiferent de câți ani de pocăință aveți, sau poate sunteți prieteni aici, să știți că viața este dată o singură dată să ne-o trăim. Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Acum cei care sunt prinși de robia asta a videogames-urilor, da? Xbox și alte minuni din astea, când sunt împușcați într-un joc, ies afară, iau un Coke și intră din nou, știți? Sau un Sprite. Da? Dar viața nu e așa. Viața online e așa. Te împușcă, ăla ieși afară, mai iei un popcorn, intri din nou. Viața însă fizică e o singură șansă, e unică. Vreau să vă întreb, dacă o singură dată ați putea merge la un examen în viața asta, ați tratat cu ușurință examenul ăla? Dacă o singură dată ai avea ocazie să-ți cumpere o mașină, ai tratat cu ușurință? Deci nici măcar lucrurile materiale nu le-am luat cu ușurință, iubiții mei. Provocarea care o am pentru dumneavoastră și pentru mine în această seară, să ne trăim viața cu folos. Ca atunci când va trebui să stăm în fața scaunului de judecată al lui Iisus Hristos, să nu roșim, să nu plecăm capul. Frate păstor din România, a găsit și pe YouTube mărturia asta, au visat într-o noapte, judecata de apoi, o imagine, o fotografie. Și unul din cei mai buni prieteni ai lui, păstor și proroc, era la rând, la judecată. Când i-a venit rândul, s-a auzit o voce care a spus așa, pe omul acesta nu îl judecați pentru ce-a făcut. C-a făcut bine. Judecați-l pentru ce nu a făcut. Nu-l judecați pentru păcate de comitere, judecați-l pentru păcate de omitere. Iubiții mei, am o veste bună. Eu am 5:24. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în cuvintele mele și în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Există o modalitate în care poți să scapi de judecata asta. Bineînțeles că este o judecată a răsplătirii pentru noi credincioși. Dar de judecata asta a trimiterii în iad, a unei judecăți unde sângele lui Iisus Hristos nu mai contează nici jertfa lui, pentru că oamenii au ales să nu țină cont de ea. Astăzi poți să ții cont de Dumnezeu și împreună cu mine să ne pocăim. Că adevărat, adevărat vă spun că nu vine la... Dar de ce? Păi, de exemplu, dacă cineva a furat un pachetel din șervețele dintr-un magazin și mere și îl returnează și îi pare rău, nu mai trebuie să meargă la tribunal, la poliție. El și-a rezolvat problema înainte, dacă o apuca să-și o rezolve. Dumnezeu ne dă astăzi harul să ne rezolvăm problema păcatului și vreau astăzi Dumnezeu să mai scrie nume în cartea vieții. Un alt scaun pe care Biblia îl amintește e Apocalipsa 3:21. În cer, iubiții mei, sunt și Apocalipsa 3:21 scaune de domnie. Domnie. Dar astea, să știți că nu sunt pentru oricine, ci numai pentru oamenii care biruiesc. Am crezut că spune penticostal aici, sau baptist. Nu. Celui ce va birui. Fiecare ispită pe care o refuz, fiecare păcat la care spui no, fiecare lucru pe care diavolul ți le pune în față și tu spui nu vreau să fac asta ca să nu necăjuiesc pe Domnul, să nu întristez pe Duhul Sfânt cu care am fost pecetluit, îți adună încă o biruință pentru ziua aceea. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Haideți acum să venim pe pământ. Cât ar fi cerul de frumos și de mare, mai avem câțiva ani, nu? Sau câteva zeci de ani, sau câteva luni, în care trebuie să mai ne uităm la niște scaune pe care n-ar trebui să ne așezăm. Primele trei le voi aminti imediat și apoi câteva scaune pe care ar trebui să stăm și să ne facem rost de ele. 1. Scaunul celor batjocoritori. Batjocoritori. Iubiții mei, citesc un text legat de acel scaun, de acest scaun care are legătură cu Psalmul 1:1,
din 2 Împărați 2 cu 23. De acolo s-a suit la Betel. Și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 dintre acești copii. E unul dintre textele grele ale Scripturii lucrul ăsta. Unul din cei mai cunoscuți oameni din România, din lumea celor care nu cunosc pe Domnul cum îl cunoaștem noi, a scris câteva rânduri, că le reproduc. Ce Dumnezeu e ăsta care permite așa ceva? Unde e Dumnezeul al dragostei, al bunătății? Și văzând ceea ce a scris el, am scris câteva rânduri pe care dați-mi voie să vă le citesc, le-am primit de la Domnul în dimineața aceea și n-am vrea să le să iau frânturi din ele. Ca să înțelegeți de ce 42 de copii au murit în ziua aceea. Betelul, care înseamnă casa lui Dumnezeu, un loc în care Dumnezeu trebuia să fie bine cunoscut, binevenit și un loc în care să se simtă ca acasă, ajunsese un loc idolatru. Dumnezeu trimisese nu odată profeți cu mesaje speciale pentru trezirea Betelului și a lui Israel. Tot acolo era și o școală a prorocilor. Pe acolo a trecut și Ilie. Deci locuitorii din acel loc nu erau deloc străini de legea lui Dumnezeu, nici de mesajele de avertizare ale profeților. Elisei era în trecere prin Betel. Era cunoscut acolo. Oamenii vorbeau peste tot despre înălțarea lui Ilie la cer și despre faptul că Elisei avea misiunea de a continua lucrarea lui Ilie. Deci în niciun caz nu vorbim aici despre o bătaie de joc la adresa unui om necunoscut, despre o greșeală sau despre o pripire a unor copilandri în a face mișto de cineva fără păr pe cap. Naar este cuvântul ebraic folosit pentru băiețaș. Același cuvânt care a fost folosit pentru Iosif când avea 17 ani, Geneza 37 cu 2. Ismael a fost descris ca Naar când avea peste 13 ani. Sihem, cel care a abuzat-o pe Dina, este descris ca Naar. David este descris ca Naar când Saul îi spune nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta. Deci nu vorbim de copii de 5 ani aici care strigă după un bătrânel, ci de adolescenți care știau către cine strigă, știau misiunea lui Elisei și totuși aleg să-l batjocorească în mod direct și conștient. Când îi spun suie-te pleșubule, ei de fapt nu spun altceva decât dacă tot zici că ești urmașul lui Ilie, suie-te și tu în cer, chelule, cum s-a suit profesorul tău. Chelia era privită ca un fel de rușine, era una din consecințele leprei, dar era considerat atunci și un semn al degradării personale și mentale. Prin urmare, acești tinerei nu doar au râs de un bătrân, ci efectiv au acționat cu o intenție drăcească în a batjocori pe omul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt care era în el. Când batjocorești vasul, automat batjocorești și conținutul. Cu alte cuvinte, ei au spus, leprosule, tu și profeția, nu ne temem de tine, du-te sus, du-te sus. Aceasta este metoda diavolului de a se opune lucrării lui Dumnezeu, batjocorind și în zilele noastre, în 2023, atât mesagerul, cât și cuvântul. Se leagă de lucruri de nimic. N-ați observat? Când nu ne place mesajul cuiva, căutăm ceva la el în familie, la el în casă. Și atunci ne legăm, în cazul acesta, de lipsa părului. Cineva mi-a spus recent pe YouTube, domnul pastor zice, ascult predicile, dacă ați mai slăbi un pic, altcumva parcă ar fi mesajul. Zic, serios? Da, recunosc că am nevoie să slăbesc. Dar nu cumva te-a deranjat adevărul și pentru aia te-ai lugat de mine? Am dat un exemplu ca să înțelegem, iubiții mei, că asta se face și astăzi. Hai să ne uităm la Elisei. Cum? Elisei, omul lui Dumnezeu, bleastă-mă? Iubiții mei, da, Elisei a blestemat. Ce înseamnă acest lucru? Că i-a înjurat? Că le-a răspuns la fel? De ce nu zis țâncilor? De ce nu zis pruncilor? Sau să-i facă cu ou și cu oțel? Ascultați, ceea ce a făcut Elisei e că a rostit o judecată în dreptul lor. Le-a pus condamnarea în față, la fel cum Dumnezeu a făcut în Deuteronom 11:26. Elisei a făcut doar, n-a făcut altceva decât să le arate faptul că prin atitudinea lor conștientă și voită ei au ales
blestemul. Iubiții mei, mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Trăim o vreme când e la îndemână să scrii un comentariu, să lași un mesaj pe WhatsApp, să omori printr-un mesaj pe un mesager, pe o familie, să bajocorești. Nu am multă experiență, dar aș putea să vă fac o listă de A4 cu font mic de oameni care s-au legat de păstori, de proroși, de slujitorii Domnului. O parte sunt pământ, o parte sunt cu familii distruse și o parte sunt cu boli incurabile. Recent îmi spunea cineva despre cineva care a lovit fizic un păstor. Cristi, după câțiva ani, a făcut cancer și l-a sunat pe păstorul acela să vină să-și ceară iertare. Încă o dată, nu am ales eu predica de astăzi. Dar spun Dumnezeu să ne trezească. Așa de ușor astăzi punem etichete, așa de ușor bajocorim, așa de ușor spunem, lasă-mă și cu ăla, lasă-mă și cu ăla. Cât te-ai rugat pentru omul ăla înainte să spui, lasă-mă și cu ăla? Dragii mei, este un scaun periculos. Să știți că lucrarea Domnului e ca și acel panou electric. Dacă nu ești autorizat, nu te băga. Pentru că s-ar putea nu doar să iei foc tu, s-ar putea să faci praf toată instalația și răspuns de întunericul care se lasă ca o mărturie tristă peste locul acela pe care tu s-ar putea să-l fi făcut praf. Doamne, dă-ne înțelepciune! Un alt scaun pe care n-ar trebui să ne așezăm, iubiții mei, este scaunul toleranței. Dacă poți, te rog să afișez 1 Samuel 4 cu versetul 18. Cunoașteți textul acesta, dar vreau să recitesc. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel. Câți ani? 40. Credeți că e la voia întâmplării că Dumnezeu spune de 40 de ani aici? Din două motive spune Dumnezeu. Unu, era obișnuit cu scaunul ăla. 40 de ani s-au pus pe acela scaun. Acum dacă eu vin, sunt a doua oară aici la voi în biserică și cad de pe un scaun, n-ar trebui să mă judecați. Că măi, prima dată poate nu știu exact. Dar să stai 40 de ani pe acela scaun și într-o zi să cazi de pe el, înseamnă că acolo nu a fost o coincidență. Acolo a fost o pedeapsă a lui Dumnezeu. Și doi, Dumnezeu a spus aici 40 de ani, Eli a închis ochii. Bine a spus fratele Alina aici. N-avem voie să tolerăm păcatul. N-avem voie să tolerăm păcatul. Iubiții mei, uitați-vă mai departe. Noră sa, nevasta lui Finias, era însărcinată și stătea să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis, nu te teme, căci ai născut un fiu. Cea mai bună veste pe care o puteai da unei mame în vremea aceea, când femeile erau considerate pătura de jos a societății, când bărbații nu mâncau cu femeile la masă. Cea mai mare veste era să-i spui unei femei, ai născut un băiat, familia ta altcumva va fi privită, ai un viitor, cineva îți duce numele mai departe. Și moașele au zis, nu te concentra pe ce s-a întâmplat, pe lucrurile negative, pe chivotul care a fost luat, pe faptul că socru o căzut de pe scaun. Uită-te la băiatul ăsta. Pune un nume frumos. Și femeia asta a zis, pe băiatul meu o să-l cheme Icabod. Nu mai e slavă. Fără chivot, fără Duhul Sfânt, fără prezența lui Dumnezeu, pot să am 100 de băieți. O să vină la biserică și o să stea pe telefon tot programul. Iubită biserică, n-am venit să mustru pe nimeni astăzi, am venit să vă spun, ca și tânăr slujitor, am o mare teamă. Am o mare teamă că peste 10 ani, 20 de ani, bisericile noastre s-ar putea să ajungă cluburi dacă nu veghem. În tot mai multe biserici se instalează fel și fel de lumini, se stâng becuri, iese fum din scenă. Dacă nu mă credeți, haideți în România să vedeți. Că am copiat de la americani exact ce nu trebuia să copiem.
Și când iese fumul ăla din scenă, spunem că e Duhul Sfânt. Doamne, ai milă de noi! Iubiții mei, ascultați-mă, câtă vreme biserica rămâne biserică, oamenii de afară vor mai veni la biserică. Când biserica devine ca lumea, oamenii nu mai vin, că biserica nu mai e relevantă. Spunea o cântare frumoasă, aici să fie casa celui veșnic sfânt. Eli o știu ce făceau copiilor. Și în loc să-i pună la disciplină, să le ia dreptul de a sluji. Am spus la noi la biserică, pe oricine primim să stea pe bancă, oricine poate veni să stea pe bancă. Indiferent cum vine, să uită, ascultă, dar când vii să cânți la cor, când vii să slujești, când vii să aduci o jertfă, tu trebuie să înțelegi că reprezinți un mesaj din partea lui Dumnezeu. Trebuie să ai mare grijă. Scaunul acesta al toleranței este și astăzi și spun, Doamne, ajută-ne să nu stăm pe el. Un alt scaun de care mă rog Dumnezeu să ne ferească este scaunul mândriei. Dacă poți te rog să afișez Estera, capitolul 3, cu versetul 1, un scaun de asemenea foarte periculos și bineînțeles că nu l-ar aminti Domnul astăzi dacă n-ar fi și astăzi cazuri ca și atunci. Era pe vremea lui Ahasveroș, a acelui Ahasveroș care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveroș ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. Nu mai citesc mai departe, știți ce-o vrut să arate. Avuția, familia, averia, numele. Iubiții mei, să știți că oamenii care recunosc că tot ce au de la Dumnezeu vor vorbi foarte rar la persoana întâi. Nu veți auzi să zică casa mea, mașina mea, am muncit 10 ani pentru asta. Nu știu dacă la voi în America sunt, dar la noi în România mai auzi. Auzi, dacă nu eram eu, era vai și amar de tine. Dacă nu-ți făceam eu acte când ai venit aici, mă... Iubiții mei, aș vrea astăzi să mă mudă pe scaunul mândrie și să ne mutăm pe scaunul smerenie. Că nici nu știu dacă pot să spun scaunul smereniei, că mai jos ar trebui pe genunchi, că de pe genunchi n-ai unde să cazi. Dar ce știu un lucru este că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Am primit un mesaj într-o zi, frate Cristi, sunt un nobody și vreau să fac ceva pentru somebody. M-am uitat cu atenție, că de multe ori primi mesaje, tu știi cine sunt eu, tu știi cu cine te pui, tu știi pe cine n-ai pus la cântare astăzi, mă, că praf te fac. Parcă sună cunoscut la voi. Tu știi neamul meu, păi dacă noi ne mutăm de la voi, vi se rupe biserica, mă. Încă o dată n-am ales eu predica, slăvit să fie Domnul că l-am ales eu. Iubiții mei, femeia asta mi-a zis, sunt un nobody. Am auzit că vă ocupați de Cristi cu asociația, una alta. Dați-mi pe somebody. Cineva cu valoare în ochii lui Dumnezeu, ca eu, un nimeni, să-i fac ceva. I-am răspuns la mesaj, ne-am întâlnit și au venit cu câteva plase încărcate. N-am crezut că un nobody cară plase. Nu mi-a zis cine e, nu mi-a zis de unde vine, o plecat. Am stat și m-am uitat, Dumnezeu are oamenii lui ascunși. Iubiții mei, de multe ori să știți, când se vede omul într-o lucrare, în spatele lui e diavolul care îl împinge. Când omul e ascuns, se vede Domnul în toată slava lui. Doamne, vreau să te vezi în seara asta aici. Noi să rămânem numai smeriți. Tatăl meu mai trimite din când în când către un mesaj, zice, eu am crezut că zice, pe unde m-am să mai uitat, pe unde m-am mai văzut? Dar niciodată nu spune că te-am văzut până în America și asta. Îmi zice, mai știi ce cântare te-am învățat când erai mic? Și cântarea spune, sunt un bulgăraș prea mic. Rar să mai cânt asta. Rar. Sunt un strop de rouă în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu
te vezi mai mare. Frați și surori, n-ați vrea să se vadă Domnul în spatele nostru, în urma noastră, să rămână pașii Lui, să rămână prezența Lui, să rămână mireasma Lui. Haideți în seara asta, dacă mai este un pic de mândrie, să ne mutăm de acolo, de pe scaunul acela. Și mă mai spun ceva și nu o să vă placă. Cea mai periculoasă mândrie e mândria smereniei. Cea mai periculoasă. Te uiți în sală, Ioan Batixla. Fii atent, mustrei tu. Slăvit să fie. Oi, ce bine mă simt. Am dat un exemplu. Când ni se întâmplă des. Uite-te la cum copiii mei. Iubiții mei, vorbeam cu soția zilele astea că am luat-o și pentru asta. Să avem mai mult timp să fim împreună, să putem comunica mai mult. Și am zis, dragă, niciodată nu trebuie să ne bazăm pe noi, să ne rămână copiii în pocăință. Dacă ne rămâne harul Lui, dacă unul sau doi o iau parătură, s-ar putea să ne încerce Dumnezeu. Spunea o soră soției mele recent, zilele trecute, în toate lucrurile în care i-am judecat pe alții, m-a testat pe mine Dumnezeu. Așa că spor la judecată. Eu m-am oprit de câțiva ani și tare bine am făcut. Și eu când auzeam, dar fie ăla al meu, n-am o dat și mie Domnul să fie al meu. Stați liniște că e al meu, să vezi că nu dorm noaptea din cauza lui, cum e a tău. Cu ce măsură? Măsor, cu aia ce să mă măsura? Iubiții mei, hai să ne uităm la trei scaune pe care chiar ar trebui să ne așezăm și să fim unul. Scaunul îndurării, că tare bine se leagă cu judecata. Scaunul îndurării, scaunul milei. Întâi Cronici, dacă poți, te rog să afișez, 28 cu versetul 11. Întâi Cronici, 28 cu 11. Un text foarte interesant. David a dat fiului său, Solomon, chipul prispei și clădirilor, odăilor visteriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. Extraordinar. David, când a lăsat planul ăsta, pentru templul pe care avea să-l zidească, Solomon a zis, Solomon, să știi că trebuie să fie în casa Domnului și un scaun al milei și al îndurării. Tu ai în casa ta un astfel de scaun în familia ta? De aproximativ un an de zile am pus acest obicei la noi la adunare, ca marta de la 6 la 8, să fiu acolo în birou pastoral și să discut cu oamenii care au probleme. M-a învățat Dumnezeu, iubiții mei, niște lecții pe care nu le-am aflat în nicio carte de teologie. Și eu eram omul care judeca, când vedeai pe una tatuată, cu cercel aici. Dar știți ce vreau să vă spun? Cele mai multe persoane care schimbă exteriorul o fac din cauza unor abuzuri și a unor complexe din interior. Și tu mergi cu ciomagul și dai. Și ea se închide și pleacă și spune, băi, nici la voi la pocăiți n-am găsit înțelegere. Am stat de vorbă cu multe persoane de un an de zile, am plâns cu ele. A venit o fată într-o zi și o zis, frate Criste, la 14 ani, am trântit ușa bisericii și am plecat pentru totdeauna. Tatăl meu venea în față la amvon, dădea îndemnuri și acasă o bătea pe mama și o făcea vânătă. An de zile am fost în lume din cauza acestui tatăl meu. Dacă vezi cum arăt, e că toată viața m-am uitat la el, care trebuia să-mi fie un model, un exemplu. Și am devenit o rebelă, pentru că am zis, cum poate face cineva așa ceva? Dar în sfârșit mi-am dat seama că nu o să mă pot duce la judecată și toată ziua să dau vina pe tatăl meu. După ani de zile în lume, am făcut câteva ore cu mașina astăzi și am venit aici să plâng. Și am venit aici să mă mărturisesc și să încep o viață nouă. Mă gândeam, dar nu i-am spus, dacă te vedeam pe hol în biserică, cât te judecam. Și când ai stat și ai văzut ce lucruri au fost în spate, ce traume au fost,
parcă în locul judecății coboară lacrimile și mila lui Dumnezeu. Și ascultați-mă ce am văzut. Când îi dai un sfat unui om cu lacrimi în ochi, sfatul ăla îi primit 100%. Când îl dai cu ciomagul în mână, nu te crede nimeni. Hai să vă dau un exemplu din Biblie, iubiții mei. Luca 10:33. Îi arhicunoscut, însă eu, an de zile mai începător, n-am văzut aici ceva care poate voi ați văzut, da, an de zile. Auziți? Un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era cel căzut între tâlhare. Și când l-a văzut, i s-a făcut. Vă rog să vedeți că înainte de a ți se face milă, trebuie să mergi în locul unde e omul ăla căzut. Mila nu vine wireless nici prin Bluetooth, nici prin AirDrop. Când stai așa la distanță și spui, da, au plecat în lume, au făcut prunci pentru iad, i-a trebuit 12 prunci, dar uite care are 3 în lume. Am o întrebare, ai pus vreodată 12 porții pe masă ca să poți să judeci pe mama aia? Stai un pic, 3-6 pe zi, ai pus vreodată în jos? Și atunci cum îți permiți să judeci? Spunea bine cineva, câtă vreme n-ai umblat în pantofii mei. Nu mi-a analizat drumul. Vă rog să-mi arătați în acest text un singur cuvânt pe care samariteanul l-ar fi spus acestui om. Mă, dar ce ai căutat la ora asta pe stradă? Auzi, cine-i păstorul tău? Las că te duc eu la comitea să vadă frate unde umbli tu la ora asta, că ți-o trebuie cluburi de noapte. Las că... Nu! Uitați-vă! S-a dus acolo și i s-a făcut milă de el. Și acum când vine mila, uitați ce urmează, s-a apropiat de ea, legat rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin. Iubiții mei, din nou vă întreb, nu câți ani de pocăință aveți? Când ați legat ultima dată o rană? Știți câți răniți sunt lângă noi? Știți câți oameni își pun un costum frumos peste o inimă făcută cioburi ca să nu se vadă? Știți cât zâmbesc? Că am văzut aici la voi un obicei ciudat în America când m-am speriat. Toți te întreabă how are you, nimeni nu e interesat de răspuns. Odată eu chiar am pățit-o. M-am oprit să-mi spun și eu, să-mi pun tava, inima pe tavă. Când m-am uitat nu mai era nimeni. Ce să mai spui, că I'm fine, thanks? Iubiții mei, biserica nu e un customer service. Biserica e un han. Dacă medicul întreabă how are you și pleacă, n-ai făcut nimic. Omul ăsta i-a legat rănile. L-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Doamne, mai dă-ne milă astăzi. Un al doilea scaun pe care ar trebui să nu-l uităm în viața noastră și ar trebui să mai stăm pe el din când în când, 2 Împărați 4:8. 2 Împărați 4:8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Dar uitați, o femeie bogată cum rar găsești. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el. O masă. Un scaunul primirii de oaspeți. Acum sună foarte urât, că eu sunt oaspeți acum și o să credeți că stau pe la voi vreo 3 luni și nu mai scăpați de mine. Vineri dimineața plec. Deci nu pentru aia predic, nu cumva să înțeleagă cineva. Dar, iubiții mei, nu știu, pe mine textul ăsta mă miră. Știți că odaia aia pe care ea a făcut-o să fie de folos pentru Elisei, a fost odaia în care ea și-a văzut fiul înviat? Că tot ce faci pentru cineva se întoarce într-o zi pentru tine. Și nu spun ca unul care așteaptă să îi se facă, spun ca unul care face și voi faceți. Și cine dă să dea, frate Alin, numai pe mine mă vezi, dar pe aia nu-i vezi. Dă pe mine, mă, dar parcă eu aș fi singurul cu bani pe aici. N-ați auzit cuvinte de n-aș? Oh, câte le-am auzit.
Orice faptă bună care ți se pune înainte, e o oportunitate ca să-ți aduni comori veșnice. Slăviți să fie Domnul! Că Biblia spune că unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Și mulți îngeri n-au aripi, să știți. Îs printre noi. Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 40 de ani, în biserica din Micalaca, Arad, a fost o binecuvântare de copii. O soră vas de lucru ducea copilul la binecuvântare. Ea stătea pe chirie la un frate și la o soră. N-aveau încă casa lor. La final și-au stâns neamurile cât așa mai limitat să-i ducă la masă, fiind pe chirie, cum au putut acolo, o masă mai strânsă. Dar pentru că era vas de lucru, au venit multă lume, mulți frați și surori și din alte părți. Și-au zis ei, mă, noi nu vrem la masă, dar vrem la rugăciune. Acum, cum poți să le zici la rugăciune, da, dar la masă nu? I-au băgat pe toți înăuntru. Erau dublu de câtă mâncare aveau ei făcută. Dublu de frați și surori. O sta sora la rugăciune, dar numai cu inima strânsă. Ce chef să ai de prorocii când aici erau oameni care n-aveau ce să mânce. Dar au zis, mă, acum dacă ori intrați, nu, vedem cum facem, asta e. Când s-a terminat rugăciunea, oamenii s-au pus la masă, au fost prima tură, că nu erau locuri suficiente. Ceilalți au așteptat să intre după aceea. Dar erau deja toți în curte. Gazda încuiase ușa cu cheia de la poartă. Nu mai intra nimeni, nu mai ieșit nimeni. Ce vă spun, vă dau un scris. Cine vrea, îi trimit pe e-mail. Este mărturia scrisă. La un moment dat, înainte să înceapă masa, cineva zice, auzi, este o femeie acolo în vârstă, lângă fântână. Zice, o zis că să-i dai ei mai întâi să mănânce. Cum adică să-i dau ei mai întâi? Dar nu vede cât să suntem aici la coadă. Dar apoi a venit un gând. Bă, dar o zis că mai întâi. Poate Domnul mă pune la încercare. Au făcut acolo porție, cum au putut. I-au dus ei și au și uitat de femeie acolo. Înainte să plece de lângă femeie, femeia a spus următoarele cuvinte. Domnul să facă să ajungă mâncarea pentru toți. S-a apucat de împărțirea mesei, a început, a împărțit felul întâi, cred că la felul doi, și-a adus aminte de femeie, mă, hai să văd ce mai face. Nu mai era nimeni lângă fântână. Ușa de la poartă era tot încuiată. Au verificat cu gazda, ai deschis tu ușa, între timp nu. Ori mânca toți și-au rămas mâncare. Că unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Iubiții mei, acum eu știu că toți am vrea minuni și semne. Dar să știți că minunile nu vin când faci ceva pentru tine. Minunile în Biblie întotdeauna vin când faci ceva pentru alții. De aceea aș vrea în casele noastre să fie și acest scaun al primirii de oaspeți. Nu neapărat că vine cineva să stea la tine, dar poate te îndur de cineva, susții pe cineva, ajuns pe cineva. Și în ultimul rând, și cu asta închei, iară un scaun care e foarte dificil să mai predici despre el astăzi, dar pe lângă 80 de înjurături, cam așa mi-au pe zi, pe Facebook, Instagram, TikTok, din cauza predicilor, mai mere două, trei. Și de vorbiri de rău și altele, că Domnul ne le răsplătește. Exod, capitolul 1, cu 16, ascultați un scaun care tot mai rar mai îl vezi în biserici și în familie. Când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat să-l omorâți, iar dacă este fată să o lăsați, să o trăiască. Acum avem aparate și vedem și dacă e băiat și dacă e fată. Sfatul meu astăzi, iubiții mei, e să lăsăm pe toți copiii care ne dă Domnul să trăiască. Amin? Cea mai bună perină în viață e o conștiință curată. Sunt ferm convins că la unii Domnul a hotărât să nu dea niciun copil, la alții 2, 3, la alții 10, la alții 15. Dar e interesant că mai nou dă numai câte unul la tăți. Interesant. O zis cineva, dacă puteam jumate, făceam în unul, că e tare rău. Să vezi ce rău e dincolo. Dragii mei, e tare mare har când ne sfârșim viața, să avem conștiința curată. Ca asta, nașterea de copii se încadrează la ascultare și ascultarea se încadrează la frica de Domnul.
Eram de față când o familie de 17 ani se ruga pentru copii. Și în fața mea era un proroc în limba engleză, o predica, o prorocit, l-a tradus cineva. Nu vă mai rugați pentru copii, pentru voi am un alt plan, v-am dat orfanii României. Uitați cum Dumnezeu pentru fiecare familie are un plan. Tu ai înțeles planul Domnului? Nu a fost ușor pentru Iochebed și pentru Amram? O, cât să căsătoresc astăzi, frate pastor, 15 ani, noi nu facem prunci. Nu, nu, noi vrem distracție. Păi dacă vrei distracție, trebuie să rămâi nensurat. Înțelegi? Vrem numai concedii și asta. Eu vreau să ascult de Domnul. Tu vrei? Voi vreți? Doamne, ajută-ne la asta. Eu nu vreau să răspund într-o zi de copii nemescuți din cauza mea. Iubiții mei, Iochebed și Amram au avut o perioadă dificilă și lasă asta la final, ca să fim întăriți, că cine ascultă de Domnul și nu doar face copii, îi primește, îi educă, se roagă, postește și este un model pentru ei, va fi răsplătit. Într-o zi a zis faraon, băieții să moară. Acum, gândiți-vă, Iochebed, eu cresc cu burtica. Unde să merg la aparat? Că nu era aparat, să știi ce o să fie. Până în luna nouă au stat cu stres. Și vorbeau între ei. Biblia nu spune, dar noi ne putem gândi că doar au vorbit. Ce facem, Amram? Dacă e băiat, ce facem? Și moașele, când Iochebed stătea pe scaunul de naștere, i-a zis, e băiat. Acum noi erau cu party, știți cum o faceți aici, cu baloane, mai. Ce baloane? Asta ascundeai atunci, nu ceva de nimeni că e băiat. Dar au fost acolo mamă cu frică de Dumnezeu. Nu avea pampers cum avem noi. Nu avea lapte praf, nici cuptor de microunde. Dar undeva, în adâncul inimii, avea frică de Dumnezeu. Că nu poți să-ți ucizi copiii și să ai conștiința curată. Au trecut vreo 3 luni. Acum, când copilul crește, cresc și plămânii. Suzetă, ca și noi? Nici vorbă. Am văzut la voi din ala, scaunul ăla de pe Amazon, îl iei, îl și leagă în locul tău. Știți? M-am speriat, am zis la soție, trebuie să luăm și noi unul, că e har ăsta. Dar n-avea așa ceva. N-avea așa ceva. Mai pui și muzică în spate. Și într-o zi vine Amram acasă și în camera copilului găsește o grămadă de nuiele. Dar ce faci, Iochebed? Dragul meu, n-am altă variantă. Am stat și m-am gândit, oare cine i-o fi dat proiectul ăsta? Vedeți că pe oamenii sinceri Dumnezeu nu-i lasă? Au început să împletească, au făcut un coșuleț. V-ați gândit cum o împleti coșulețul ăla? Cu câtă credință, cu câtă speranță? Este o cântare, când nu mai poți tu, poate ea. Ascultă-mă, te-o spun direct. Vine ziua când și copilul tău o să fie pus pe nil. Trebuie să plece la școală, pleacă la facultate, merge la college, la high school. Trebuie să-l lași într-o zi să plece. Copiii sunt ca și săgețele. Și săgețele sunt făcute nu ca să stea în tolbă, ci ca să zboare. Și vine ziua când zboară. L-a pus pe Nil ca să scurtez, vine fata lui faraon, știți, continuarea, Dumnezeu face o minune, ajunge să-l alăpteze. Acum câtă vreme, cât timp putea să alăpteze? 20 de minute, o alăptare cu 3, înmulțită cu 3, o oră pe zi? Spune istoria că evreii alăptau până la 4 ani, uneori și până la 6 ani. Cred că o fi încercat de ochebe să prelungească perioada. Și când îl ținea acolo la piept, cred că îi spunea, tu nu ești egiptean. Tu o să fii între egipteni. Dar să nu uiți, bunicul tău e Avram. Tu ai un Dumnezeu. Moise, noi suntem robi aici. Noi suntem doar în trecere. Vine ziua când vom ieși de aici. Hai să sară peste 36 de ani. Moise mare,
facultățile Egiptului. Aur, argint, piramide, studii. Nici nu știu dacă mai știa ceva de maică sau dacă o mai căutat. Ce știu e că Iochebed a auzit într-o zi că pruncul ei a ajuns criminal. Cred că i-o fi zis Avram, tot trebuie prunci. Uită-te cum te face de râs. Vezi? Droguri. Cluburi de noapte. Imoralitate. Vorbesc acum în 2023. Că în loc să ne unim când se întâmplă ceva cu copiii noștri, de multe ori ne lovim între noi. Și diavolul câștigă. Apoi nu mai auzi nimic de Moise 40 de ani. O pleca Moise. Știți, când copiii ne pleacă, nu mai poți să-i urmărești decât cu rugăciuni. Că nu poți să fugi după stăgeată. Cum să fugi? Că are viteză mai tare ca orice mașină care o ai tu. Într-o zi Moise aude o voce dintr-un rug aprins. Și vocea aia îl trimite. Și vocea aia îl face conștient de misiunea pe care o are și mod dispunea bine. 40 de ani o crezut Moise că e cineva. Apoi 40 de ani Dumnezeu l-a făcut un nimeni. L-a zdrobit acolo lângă oi, acolo în pustie. Și apoi următorii 40 de ani Dumnezeu a arătat lumii întregi ce poate face cu un nimeni. Undeva la 80 de ani, la porțile Egiptului, un om în vârstă, aș putea spune, au ajuns, i-o chema pe bătrânii poporului, așa spune Biblia. Eu cred că între bătrânii aia au fost și părinții lui. Și-au zis, pregătiți-vă, plecăm. V-ați imaginat cum a fost ziua aia pentru Iochebed? V-ați imaginat când a ieșit din Egipt și Moise mergea în față? E pruncul meu. El e copilul meu. Ai văzut Amram? Dar oare cum se uitau femeile alelalte care au acceptat ca pruncii lor să le fie aruncați în Nil? Că-o întreba cineva aici la voi în America, unde sunt doctorii creștini? Unde sunt avocații creștini? Păstorii aia creștini? Și o răspuns a fost, în sala de vort, cei mai mulți, acolo. Iubiții mei, mă rog Dumnezeu din familia voastră să ridice câte un Moise. Câte o femeie ca și Estera. Poate noi ca părinți vom fi plecați de mult. Dar fata noastră va vorbi pentru poporul lui Dumnezeu. Mă rog Dumnezeu să ridice o fată ca fata aia care a fost roabă în casa lui Naaman. Probabil că Naaman și armata l-au fi dat foc la casa lor. O luat o roabă, i-o fi ucis părinții. Dar fata asta nu a fost după lege, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Ci-o acționat cu har și-o zis, dacă ar fi stăpânul meu. Aș vrea la rugăciunea asta de la final să ne verificăm un pic scaunele. Îmi scria cineva un mesaj de ceva de Cristi. Am o zic că umbli mult, ne-ar trebui și nouă scaune, 100 de euro unul la biserici. Zic, mă, frate, să tui să mai dea pentru biserici. Iubiții mei, nu știu dacă scaunele de care le-am amintit eu costă 100 de euro sau nu. Dar să știți că toate scaunele alea care ne-ar trebui să stăm pe ele îs bine polite cu aur să ne atragă. Că diavolul nu doarme. Și scaunele astea parcă sunt așa nebăgați în seamă. Scaunul primire de oaspeți, scaunul de naștere, scaunul milei. Nu e așa împodobit, știți? N-are logo pe el, nici anunț special. Dar e scaunul pe care Dumnezeu ne binecuvintează. Vreau în rugăciunea asta să facem o analiză și să luăm acest cuvânt ca din partea Domnului și la final să luăm decizii noi și Dumnezeu să ne primească. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.